Salutare fraților, eu sunt Cosmin și acesta este canalul meu de YouTube. M-am hotărât să pornesc o serie de vloguri despre fotbal, fotbaliști, colaborări cu youtuberi, o serie care o să fie foarte plăcută și nu o să fie numai cu meciuri din România, o să fie cu meciuri din toată lumea, poate pe viitor. Și ca să fie cât mai plăcut pentru noi, am hotărât să pornesc un challenge cu un fotbalist din Liga 1 pe care îl invit chiar acum să vină. Salut, Golghetere! Salut, salut, băieți! Suntem pregătiți să vedem dacă mai pot și eu ceva. M-am lăsat acum vreo 10 ani de fotbal și am zis să vedem la ce nivel sunt față de un fotbalist care încă joacă și încă e la nivelul de golgheter. În timp ce îmi făceam intrarea, să știi că m-am gândit la ceva. Dacă tot m-ai provocat la un football challenge, atunci să fie și un bet și cine câștigă să dea o provocare celui care pierde. Hai să vedem ce zic. Baftă! Baftă! Acum să vorbim puțin despre probe. Prima probă să fie un crossbar challenge. Să vedem cine va reuși să câștige această probă. A doua probă, să încercăm să înscriem din spatele terenului, din margine, cum ai reușit tu la fotbalist de România foarte bine. Deci de la colțul terenului. Da, sau din spate. Da, da. Vedem zona de corner acolo. Și a treia probă, să vedem până unde putem să dăm la poartă între careul de 6 metri și mijlocul terenului, să cadă mingea direct în poartă. Să vedem până unde reușim. Hai, să începem. Bravo. Hai să începem proba, să nu mai stăm la discuții. Vom juca, fiecare va avea câte 5 încercări. Cine reușește să lovească bara de cât mai multe ori, acela va câștiga proba. Te las pe tine să începi, ești invitatul meu. Eu o să merg în spate. Mulțumesc să primim. Nope. Foarte mare pentru mine. Mai bine un gol urât decât o bară frumoasă. Acum să vedem, este rândul meu. Avem o șansă uriașă, el nu a reușit să lovească bara cu niciuna dintre cele 5 mingi. Măcar una, trebuie să nimere și eu. Haide cu presiune. Gata. Fără presiune, una din una. A dus presiunea, gata. Ciudată, i-am mingat. Da! Avem 1-0, fraților. Urmează a doua probă. El a ales să bată prin această parte pentru că este stângaci. Eu voi bate de pe partea opusă. Tot așa, 5 încercări. Cine dă mai multe câștigă probă. Hai. Baftă din nou. Doamne ajută. Prima minge o să dăm de pe linie, să ne reglăm puțin tirul așa. Putem vedem dacă merge treaba. Venim mai în spate, mai... Nu prea ce trebuie, dar... Avem una din două, acceptabil. Acum o să venim puțin mai în spate, să zice că ne-a reglat puțin. Aproape, dar nu? Să mai dăm una ca să-l egalăm. Nu e nici asta. Ultima minge, fraților. Hai să țin fond. Una din 5 slăbuți. Dacă dădeam de la bună, poate avea mai multe șanse. LOL! Fraților, a reușit să înscrie o dată din 5 încercări. Să vedem, poate reușim să-l batem acum. Prima, dacă a dat-o șel de pe mine, o să încerc să o dau și eu. Sorry. Poate a doua. Yeah! Să mai reușim o dată să înscrie. Ca să fie și mai greu, să încerc să dau mai din spate. Avem un care să-l batem, dacă nu va fi egalitate. Egalitate. Va urma o probă decisivă. Gata, fraților, fiind egalitate, acum vom juca regula penaltiilor. Unul trebuie să marcheze și celălalt să rateze ca să se termine. Deci avem avantaj, acum presiunea este pe Cosmin. Dacă va rata, vom câștiga această probă. Fraților, suntem obligați. Dacă nu reușim să punem această minge în poartă, el va câștiga proba. Haide! Este 1-1. Urmează decisivul. Fraților, urmează proba decisivă. Acum, să vedem, este 1-1. Va trebui să cadă mingea în poartă, să șutăm până unde ajungem. Deci, asta e proba decisivă. Ne vom muta de la 6 la 16,
la 20 de metri, la 30 de metri și după aceea vom vedea dacă mai avem forță mai departe. Dar nu baftă, Sagi. Baftă și ție. Dăm în același timp? Da. Deci grupa asta va fi în același timp. Cu cuestiune. Haide. Vreau să dădeam baga. Acum să ne mutăm la 11 metri. Cred că e un semn de punctul, dar cred că aici. Și gata? A fost la limită. A mea, da, dar a căzut la limită. Vedem pe filmare acolo, dacă nu dăm cu corecție, VAR. Bun, mergem fie, mă, nu, mergem mai departe. Acum începe presiunea. Acum e greu. Hai. Să-i facem o surpriză, să-l păcălim un pic, să încerc să dau cu mingea mea, mingea lui, să vedem dacă va reuși să fie pe fază. Pentru asta, o să ținem cu la provocare. Nu suntem serioși la fiecare probă, mai puțin la prima. Ați văzut că nu te concentrezi și nu e serios, poți să pierzi, așa e și la fotbal. Un minut de neatenție. Asta e, felicitări. Mulțumesc, felicitări, ție, te-ai descurcat extraordinar. Mulțumesc, nu mă așteptam nicio, n-am mai pus piciorul pe minge de câțiva ani. Nici eu sunt o formă foarte bună, dar revenim. O să revii 100%. Fratele meu, îți mulțumesc că ai acceptat provocarea. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamne, ajută să-ți meargă cât mai bine de acum încolo, să marchezi cât mai mult, să evoluezi cât mai bine. Doamne ajută, cu ocazia asta m-am gândit și la provocarea pe care o să ți-o dau. Te provoc să mergi la Barcelona, la următorul meci, să privești meciul chiar din tribune și mai ales că Barcelona este una dintre echipele mele preferate. Nu e o provocare chiar foarte grea, dar da, e aici lângă noi. Fraților, asta e, acum trebuie să căutăm următorul meci al Barcelonei. Ne vom ține de promisiune, vom respecta ceea ce ne-a spus și o să vedem un vlog de acolo datorită lui, care a reușit să mă învingă și să ne trimită mai departe. Îți mulțumesc încă o dată, mi-a fost o plăcere. Salutare, băieți. Numai bine. Fraților, pentru că sunt un om de cuvânt, m-am interesat să văd când joacă Barcelona. Barcelona avea meci în această seară, nu aveam nicio șansă să ajungem. Așa că următorul meci este cel de miercuri cu Pilsen din Champions League. Am fost provocat, trebuie să duc provocarea până la capăt. Aici am biletul de avion de miercuri, București-Barcelona. După avem mailul cu confirmarea biletelor la meciul Barcelona-Pilsen. Totul este pregătit. Dacă am fost provocat, duc provocarea până la capăt. O să revin cu un vlog pe canal de la acel meci. Eu am fost Cosmin, v-am pupat. Pa!